Așa. Ești un numărul care? 13. 13. Numele natural și egal, cel mai mare dintre comun, egal cu 6. Cu care dintre numerele următoare poate fi egal cu rut sau ori B? Deci, ne întreabă A ori B egal cu cine? Și ca variante, la produsul A ori B, avem 124, 154, 180 sau 252. Deci, darea și datele. Atenție, un pic. Deci, cel mai mare divizor comun al lor este 6. Asta înseamnă că pe A putem scrie ca 6 ori 2. De aici rezultă că A este 6 ori un X. B-ul egal cu 6 ori un Y. Cu precizarea că X și Y se prime între ele. Știm asta, da? Da? X și Y sunt prime între ele. La A ori B cât ar revine aici? A ori B ar fi egal cu 6X ori 6Y. Ar face? 6 ori 36 ori X ori Y. Dar atenție, X și Y trebuie să fie prime între ele. Păi, poate să gândesc așa, că 24 plus 36, să vezi care dacă se împarte. Dă 4, dă 4, o să dăm în linie. Nu se împarte fix. Nu se împarte fix. Asta înseamnă că nu-i varianta. Nu-i varianta. Deci acum căutăm multiple de 36. Un multiplu de 36. 36 din următor, 154. Deci variante de la 124. Asta merge. 156. A ori B aveam 156. Dar a fost mai nu sunt parte la 36. 124. 156. Nu sunt parte. Păi, domn profesor. 180 avem următoarea și sunt parte. 180. Sunt parte și 252. Imediat îl dau pe profesorul ca să vezi. La 36 zis, da? Și următorul iar sunt parte, 252. Ultimele două deci, sunt parte. 124 nu se divide pe la 36. Da, da, da. Nu se divide la 36. 180 se divide. Se divide la 36. Și se divide la 36. Ia să vedem, 180 dacă se divide la 36, cine dă? Ca să vedem cât e X ori Y, dacă se prime între ele. Ia în parte 180 la 36. La 36. 5. Uf, Cristi, mai 5, da, 5, exact. 5. 5. Da. Și 5, atunci aici 5 și 3. Egal cu 5. 1 și 2 și 3. Mulțirea lor. 1 și 5. 5 și 5. 5 și 1, dar trebuia să fie 1 și 5, nu sunt luate în seamă că 1 este număr da. Impropriu, divizor impropriu. Și atunci? Deci la asta nu mergi, la 252. Da, 2 și 3. Păi 2 ori 3 mai fac 5. 2 plus 3 fac 5, dar noi trebuie să revizorim și ele acolo. 252 împărțit la 36 de 7. Așa. Și 9, 1 ori 7, ceea ce înseamnă că nu merge. Așa trebuie să dăm următorul număr. Dați exemple pentru situațiile în care răspunsul este afirmativ. Deci înseamnă că niciuna, niciun în cazul ăsta niciuna nu merge. Dar să le explicăm de ce nu merge, că ei n-au înțeles. Ba da, v-am înțeles, pentru că momentul în care tu ai... Deci 224 trebuie să împarte la 36. Dacă 9 ne-a dat... X ori Y să dea un număr prim, pentru că n-am dat numele prime, 5, 7, în momentul ăla trebuie să spui că este 1 ori 7, pentru că acestea sunt divizorii numărului. Dar, noi, avem, cum este? Noi am avea nevoie de un număr compus ca să fie X ori Y, cum ar fi 4 sau 6 sau așa. 15, pentru ca să putem să scriem pe X ca fiind un număr în afară de 1, pentru că 1 este divizorul oricărui număr care există. Ca să putem scrie ca 2 ori 4 sau 2 ori 7, ca oricum. Deci, în final, putem spune clar că niciunul din aceste numere nu se împarte. Nu se împarte. Bun, mai pe 12. Atenție, copii. Numele naturale... Deci, aici nu avem niciun. Și o să dați de exemplu voi care dacă ar fi afirmativ. Răspuns. Nu, nu, nu. Sau convicii, dați exemplu pentru situațiile în care răspunsul este afirmativ. Da, fiindcă niciun caz n-a fost bun, dăm noi acum un răspuns. Adică ai spus tu, Daria, mai devreme X ori Y să facă 6.
6 ori 3, 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 6
Și iată produsul x ori y. X ori y 32. Deci dacă e așa, x, y. Dar x ori y putea fi și 10. 2 ori 5. 2 ori 5. Sigur că da. Și atunci am văzut este? 360. Și mai da. Da, oricare altfel, dar au spus, dați voi exemple, dar alegeți atenție că X-ul și Y-ul trebuie să fie primii între ele, asta este esențial. Și, numai și cu 6, cu 36 ori 6, 216 e bun și 360 e bun. Merge orice număr care este format din... 36 ori X-ul și Y-ul. Număr 4. Bun, bun. 12. 12. Da, de 12. Numerele naturale A și B au cel mai mare divizor comun egal cu 18. Deci cel mai mare divizor comun al lor este 18. Cu care din următoarele valori poate fi egală suma A plus B? Are la fel cu ăsta? Nu, acolo era A ori B. Acum A plus B. Dați exemple pentru situațiile în care răspunsul este afirmativ. Și noi avem numerele astea, 135. Deci A ori B. A ori B egal cu A. Ori B egal cu varianta. A plus B, cred. Suntem aici. A plus B. Cu care dintre valorile următoare poate fi egală suma A plus B? A. Aici suntem cu plus. A plus B da. Egal cu? 135, 154, 198 și 256. Acum cum mergem? Nu? Trebuie să citi cu foarte multă atenție. E vorba de? 12. Numele natural și au cel mai mare divizor comun egal cu 18, da? Adică A o să scrie 18 ori X, ori X, corect. B o să scrie 18 ori Y, iar X și Y sunt numere primi între ele. Cu care dintre valorile următoare poate fi egală suma A plus B? 135, da. Probabil că niciun alt val. Hai să vedem. Adică n-am înțeles ce vrea problema asta. Fiindcă cel mai mare divizor al lor e 18. Păi da, deci cum scriem? A egal cu 18 ori un X. Așa se traduce, da? B egal cu 18 ori un Y. Da. Bun. Ori un Y. Da. Și atenție, cu precizarea că X și Y sunt prime între ele. X și Y sunt prime între ele. Și atunci numărul de forma. Și atunci A plus B arată egal cu, ia 18x plus 18y plus 18y și egal ce putem să facem aici, copii? 18 dăm o parte pe 18 pe lângă x ori y plus y, poți să calculezi da, și? Dar de ce nu lucrezi? Tu nu să fii atent și te interesează să calculezi. Nu, adică nu, să calculezi, să-mi dau seama de ele. 18 ori x plus y, dă la mama. 18. Asta ce înseamnă? Că băi, primul număr 135 trebuie să împartă la 18? Asta vrea să fie atenția. Dar ei nu mai urmăresc cu soposit, domn profesor. Cel puțin David e pierdut și e tema lui. Înțeles. Dar m-am pus la celălalt. Dar aici ai cu plus. Cu adunare și adică trebuie să împărțim numărul care ne dă la 18. Primul nu se împarte. Dacă nu se împarte, nu îl luăm în calcul. Se divide la 18. 154 nu se împarte. Nu. Se 198 cred că se împarte. Da, dă 11. Deci 154. Da, 198 se împarte. Dă 11. Dă 11. X plus Y este egal cu 11. Și sunt toate variantele de X plus Y care o să dea 11. Că o să fie 1, 10, corect, 2, 9, 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 A, deci, X poate fi 2 și Y poate fi 9. Un pic, Davide. Zicem A plus B egal cu 198. Nu? Și egal cu 18 ori 11. Așa scrie, Davide. Da. A plus B 18 egal cu 18 pe lângă. 18 pe lângă X plus Y. Ăsta trebuie să fie 11. Da, și atunci x egal cu x 2. X poate fi 2 și y poate fi 1. Deci egal cu, descompunea, 18 pe fac 36, că trebuia să găsim
A plus B se fac 198, dar am făcut chestia asta. Acum X și Y. X egal cu Y egal cu. Da. Deci am găsit descompunerea și corect, da? Da. X egal cu 2. Deci găsim aici X egal cu 2. Y egal cu 9. X egal cu 9, Y egal cu 2. 3 și 7. 3 și 7. Toate numele cele. Și am găsit perechi de numere A și B. Și 256 nu sunt parte. 256 următoare. Deci asta nu sunt parte. Da? Adică nu trebuie să mai dăm exemplu de număr. Bun. Și în momentul de față, fiind am găsit de exemplu, poți să dai și un alt exemplu. Da, deci și acum aici și dați exemple. Davide, aici trebuie să găsești toate variantele posibile. Încă 18 ori 22. Dați și voi un exemplu, Vici. 18 ori 22. 18 ori 22. Da, ceva în genul, da, pe acolo. Dar adică... 18 ori 22, 22 acela, inclusiv... Eu îți spun, David, este că... un număr 19 mai și 3. Un pic. Nu pot să... 19 plus 3. 19 plus 3. Am două prime. Și sunt prime între ele. E corect. Și atunci am spus eu respectiv, da? Dar este vorba de una, alte două numere, nu? A și B. Domn profesor, haideți să vă ajutați un pic aici până. Deci înlocuiți corespunzător numele A și B, astfel încât să aibă loc relațiile. A. Cel mai mare divizor al lui 18 și al lui A e egal cu 6. Cel mai mare divizor al lui 18 și al lui A. 11. A. Egal cu 6. Cu A mai mare ca 8. Și categoria asta? Da, măi. A mai mare ca 8. Mai mare strict. Strict, da? Ca să știi el cum să-i fac în continuare. Da. Cum să-l judece aici? Ia zi. Păi o să știu că 18 e 6 ori 3. Da. Și A-ul trebuie să fie un multiplu de 6. Așa. Și A mai mare ca 8? Cine o să fie? Păi A-ul poate să fie 6 ori, poate să fie 30. 6 ori 2? Poate să fie? Da. 12. 12. Nu. Dacă punem 12, 2 este și aici divizor. Atunci, cel mai mare mai găsim un. Uite, între 18 și, și 12, da. Cel mai mare divizor pe una lor cât este? 6 trebuie să fie, numai 6. 6, da? Păi e 6. 6 ori 2 și 6 ori 3. Și 3 și 3 se prindă. Deci, A-ul aparține mulțimii valorilor, ai zis bine, 12. A poate fi 12, altul. Poate să fie 30? Mai aproape 30? Deci un multiplu de 6. Da? Un multiplu de 6. 24? Nu. 24? Poate să fie? 24? Poate să fie? Nu. De ce? E 4 ori 6. 6 ori 4. 12 ori 2. Dar nu, 6. 6. Și dacă e 6 ori 4, 24. Și 6 ori 3, el altul. 6 ori 3. Și 3 și 4, 4 sunt prime între ele. Deci 24 poate fi. Da? Aici ținem cont că e 2, e 3, 3 ori 6. 3 ori 6. 3 ori 6. Să nu fie decât 4 ori 6 sau 5 ori 6. 6 ori 6 nu merge, deci 3 ori 6. Da. Să nu aibă încorporat adică aici un multiplu de 3. A diferit de 6. A, multiplul de 6. Da, multiplul de 6. A, multiplul de 6, dar nu, nu multiplul da. De 3. 3. Deci, dacă e și de 3... 3, 6, 9... Ne ducem peste divizorul ăsta. Va fi divizorul nu 6, ci 18. Ai văzut cum se gândește în exercițiul ăsta? Bun. Și restul determinat 3 valori a numărului, pentru care... Ăstea sunt ușoare de acum. Da, de poți să faci. Să facem un pic de sinteză. Așa, ce am făcut aici? Divizor. Asta am făcut la greu. Divizor. Numele prime între